Uroasă, nu o să vă spun bine v-am găsit. Nu stă în gât toată vacanța asta, am citit presa din București, m-am uitat la televizor aici, în Albania, o țară pe care considerăm mult mai puțin dezvoltată decât noi, o țară peste care vrem să trecem și cu privirea, dar minte să venim aici, îi considerăm întotdeauna niște ideea, ce bine că există Albania, ce bine că există Bulgaria, că noi suntem mai deștepți, buricul universului, scama din buricul universului, bă, suntem proști. Am văzut știrile de la televiziunea albaneză care prezentau porcăria de la voluntari. Da? Oameni ținuți ca în lagăre, da? Vorbim de niște bătrâni care au lucrat să le facă ăstora de acum, să le facă condițiile și condițiile bunile din muncă. Da? Și tovarășul Pandele, cu tovarășa Firea, cu tovarășa prietena lui Firea, cu sorăsa lui Firea, da? Toți sunt niște îngeri virgini. Da? Și în față și în spate. Mi-a fost rușine să vorbesc românește pe plajă. Știi sentimentul ăla când auzi cuvântul, ești în străinătate și auzi cuvântul România și ciulești urechile. Auzi, bă, că vorbește despre România, că eu sunt român, vin din România. Și după aia înțelegi că vorbesc ăștia în limba de aia de circulație internațională. Vorbesc despre lagăre, Bucharest, lagăre, nații. Da, exact ca la naziști. M-am uitat repede pe știri. Pe românește, m-am căcat pe mine. Adică, bă, tată, bătrâni care să își mănânce nasturii de foame, bătrâni scheletici, cum am văzut noi în pozele alea la care abia te puteai uita, de la toate lagărele naziste, afli acolo în știri, și astea sunt chestii de la Dicot, nu sunt inventate de gazetari. Că nu știu care idiot de la bucătărie aruncă în ciorba pe care trebuia să o dea oamenilor ălora de la azil un borcan de ardei iute tăiat mărunt ca să se distreze personalul când ăia merg la budă și se chinuie? Da, pe românește. Da, vreți să vă mai spun? Poate n-ați citit toți știrile. Ca să înțelegeți de ce mi-e rușine să vorbesc românește și vorbesc un pic mai încet, să n-audă ăștia din... Că uitați-vă ce e, e o splendoare în jurul meu. Da, dar este Albania. O țară care știe să facă turism, o țară care o să ne dea lecții și deja ne dă lecții, bă. Toată planeta ne dă lecții. Și de ce ne dă toată planeta de lecții? Pentru că noi nu mergem la școală, bă. Noi avem școala vieții alea de mâncațiași, unde e BMW-ul, unde e partidul, unde e funcția de partid. S-a întrebat careva, cum adică ajunge sora doamnei Firea, șefă la nu știu ce? Întrebarea mea este invers. Dacă nu era sora doamnei Firea, mai ajungea șefă la nu știu ce, ca să știți ce sunt numirile politice. Da? Să vă mai spun despre, citez din stenograme, din tot felul de asta de la Dicot. Doamna X are o bubă mare roșie, am tăiat-o și ești un fel de vierme din ea de acolo, din mână, sau ceva muscă. Bă, tată, noi vrem în Schengen? Noi vrem în Uniunea Europeană? Știi cum stau acum? Colcă e în mine tă sfință aia pe care îi amintește domnul Pandele, care spune, dragă, este un atac. Noi suntem creștini ortodoxi practicanți, da? Rahatul ăsta cu religia băgată în orice, religia trebuie să rămână acolo unde trebuie să fie ea, nu băgată în politică și la tot felul de ciumpalaj de ăștia de partid, da? O ajuns deja argumentul suprem că poți fi oricât de mare idiot, pe românește. Da? Facem fundația Sfântul Gabriel cel Viteaz și aia responsabilă de tot ce era acolo? Întrebare. Băieți, dacă nu se intră în pușcărie masiv, cu sute de ani de pușcărie, nu mai merită să vorbim despre țara aia. Înțelegeți? O să vorbim despre România ca despre un fel de colonie penitenciară în care câțiva au fost pedepsiți de Dumnezeu ăla ortodox să se nască acolo. Și pentru că trebuie să fie pedepsiți și mai tare, da? Li s-au dat Pandele, li s-au dat Firea, li s-au dat tot felul de dintre ăștia. Este un atac la doamna Firea. Vă știți cum arată o știre la o televiziune străină despre România? Băieți, nu-i ca la noi, că bag un minut și după aia bagă nu știu ce blondă cu fotbalist sau nu știu ce stație meteo care sunt... Nu, nu. Acolo urmează o mică dezbatere. O mică dezbatere și la noi, în cadrul știrii cu România, n-a fost dezbatere, a fost mirare, a fost repulsie, a fost ceva de genul nu cred că e adevărat. Așa ceva nu se poate.
Cum adică în secolul 20? În Uniunea Europeană, acea Românie despre care noi vorbim foarte frumos, da, cum zicea ceva ministrul culturii, acea Românie, singura țară din Balcan cu care noi, albanezii, n-am avut război, n-am avut conflicte. Da, tată, ăștia suntem. Am decăzut, bă. Suntem conduși de loaze, băieți. Numiri politice vă trebuie? Numiri politice avem. Nu ne e rușine? Nu trebuie să ne fie rușine. Animalilor nu ne este rușine. Noi suntem români, mă. Români. Adevărat, stăpâni. Știi ce vă lasă? Știi de ce filmez aici? Să se vadă contrastul dintre o lume civilizată, dar pe care noi o considerăm vai ce sub noi este și ce se întâmplă la noi, acolo unde scamele din buricul universului împletesc tradiții, creștinătăți și tot felul de aureli. Mirușine, bă. Mirușine. Vă las cu un ultim cadru, așa, să se plimbe camera în jur, ca să vedeți cum arată o lume normală pe care noi o considerăm așa. Lase, bă, că ăștia n-au sfinți. Ăștia n-au ca noi, n-au biserici, n-au de ăștia politicieni, ăștia n-are, pardon. Cum am putut să vorbesc corect românește? De obicei, dacă vrei să fii un bun român, să arăți într-adevăr chestia asta, și puneți ghilimele, trebuie să vorbești cu este mulți. Asta se întâmplă în politica ăstora. Să aveți o zi, atâta când mai puteți, bună. Eu o să stau să înghit în sec. Știi? Tot stomacul meu este un motor. Cu de la cu 16 valve de Formula 1. Mi-e rușine, băieți. E prima dată când mi-e rușine în străinătate. Salutare. Și știi ce mi se pare, băba, nu știu cum? Deci ăștia, în loc să facă ceva, că până la urmă la guvernare și vorba de toți pesediștii adunați pe acolo prin preajma, nu știu ce, asociația lui Sfântul Gabriel, Gavrilă, Viteazul, etc., etc., în loc să vadă care era vinovatul, da? Vin și zic, bă, fii atent cum comunicați la televizor, adică le-o dat punctaj ăstora de la PSD, da? Ziceți că nu-i vinovată firea să nu-și dea demisia, că Budăi, ministrul, n-are nicio legătură cu asta, că alții-s vinovați, și după spuneți că vine Ciolacu, împăratul Dumnezeilor lumii, de socialiști, și ăla spune să fie vinovați și să fie făcut stăți praștie și praf și pulbere și așa mai departe. Știi care-i sentimentul? Sentimentul e că... Bă, țara asta nu se poate schimba niciodată. E sentimentul ăla de neputiță și tine să urli. Ce Dumnezeu-i greșit în țara asta? De unde până unde vezi că ăștia, X, Y, Z, de stânga sau de dreapta, fac o grămadă de nemernicii și totuși tu îi votezi. Îi votezi numai pentru că îi urăși pe ăia alți. Înțelegi? E sentimentul ăla de... Îți vine, te uiți, da? Și vezi cum vine ăla de la minister și dă vina pe ăla de la Consiliul Județean Ilfov. Ăla de la Consiliul Județean Ilfov dă vina pe ăsta de la minister. Și între timp vin televiziunile să spună, să spele pe unul, să spele pe altul. Adică, vai, Ministerul Familiei, Ministerul Muncii, nu, dați de-a noștri. Luați ceva de astea ciurucuri, ceva acar de ăștia pe un. Luați acolo, arestați pe câțiva, chid că ăia câțiva aveau o grămadă de relații cu ăștia la alți câțiva, doar să ne apărăm oamenii noștri. Asta se întâmplă, tata. Ciolacule, poți tu să fii populistul rupește prăjit. Țara asta nu mai are nicio șansă. Știi de ce, bă? Pentru că au avut o revoluție degeaba. Da? Și degeaba o grămadă dintre ăia care au stat sub masă, sub pat, atunci când alții erau în stradă în decembrie 89, ăia s-au răsculat împotriva noastră, ălora care a ieșit în stradă. Și de ce s-au răsculat? Pentru că ei vreau comunism, bă, de fapt. Vreau numai să scape de Ceaușescu. Dacă Ceaușescu le dădea o bucată de parizer în plus, toată lumea era fericită. Pentru că fericirea în România deja e o bucată de parizer, bă, în plus. De la de un eurochilu. O mortadelă de aia de trilei. Fierbe. Ar fi bine să fierbe și el. Și toată țara asta să fiarbă până la urmă, pentru că nu mai are nicio șansă, băieți. Nu putem să ne facem noi tot felul de chestii, că suntem vai, că am vândut și am făcut și am rezolvat și avem investiții. N-avem, bă, că investițiile străine degeaba le bagi în fabrici, dacă nu îți bagi investiții și în căpățână. Da? Cum votați? Așa aveți, tată. Așa aveți, bătrânii. Până acum ați votat cum ați votat. Acum deja votați ca să vă pună ăștia, bătrânii, cerșetori acolo, sau să mânce nasturi de foame. Ăștia, tată. Dă-i cu socialismul înainte. Faceți, bă, punctaj. Nu cumva să fie vinovat ăla sau să vină vinovat ăla. Niște nemernici, trăznia, Dumnezeu să-i trăznească pe toți ăia care ar trebui să intre la pușcărie și nu intră. Înțelegi acum?